La fața locului s-au deplasat două echipaje din cadrul detașamentului de pompieri Botoșani cu o autospecială de descarcerare și una de stingere, precum și două ambulanțe aparținând Serviciului Județean de Ambulanță. Aceștia au constatat că cele două persoane erau ieșite din autoturism, iar mașina ardea în totalitate. Victimele au fost preluate de către echipajele SAR și transportate la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Pompierii au stins incendiul în limitele găsite.